Lucrările au început anul trecut și sunt estimate a fi finalizate până în toamna acestui an. Momentan, doar 3 sate nu beneficiază de acest proiect. Totodată, în perioada următoare, va avea loc și licitația pentru desemnarea constructorului care va înființa stația de reglare-măsurare. Lucrările au evoluat. Suntem în acest moment la stadiul îngropării a 10 km de conductă. Mai avem circa 5 km, dar aici așteptăm un nou transport de conductă. Lucrăm la conexiunile tronsoanelor, amplasarea de manometre pentru stabilirea presiunii pe aceste tronsoane. Suntem pregătiți și în perioada imediat următoare vom face o echipă din primărie care va merge la fiecare gospodărie și va stabili exact ce doresc dumnealor să monteze în ceea ce privește alimentarea cu gaze a gospodăriei. Și aici mă refer dacă doresc să tragă gazul către centrale termice, către sobe, către aragaze și, mă rog, unde își doresc dumnealor în gospodărie să aibă acest combustibil. În ce sate au fost introduși 10 km? Satele care au beneficiat deja de conducta de gaz, satul Măgureni, satul Spârleni, Spârleni Vale și Spârleni Deal, satul Burdălești, satul Gușoieni. Mai avem de lucrat pe un tronson de 1 km în satul Burdălești, de montat conductă, și în satul Gușoianca, și satul Dealul Mare. Mai sunt câteva ulițe, Valea Rudarilor, așa, deci care mai trebuie asigurate conexiunile la rețeaua de gaze. Nu e nicio problemă, astea se pot face în paralel, am discutat cu executantul și pot să execute și amplasarea conductei odată cu realizarea conectărilor la rețeaua de gaze. Important este ca să putem susține financiar această lucrare. Așa cum știu locuitorii, noi am demarat această investiție după multe insistențe de ani de zile. Din 2013 noi am depus documentațiile necesare în vederea înființării acestui sistem de gaze la Ministerul Energiei, Departamentul Țiței și Gaze. Legislația s-a modificat între timp, în ultimii ani, încât ne-a permis să putem face noi licitația și să trecem la încredințarea lucrării și la concesionarea acestui sistem de distribuție gaze, pentru că noi beneficiem de un contract de concesiune cu execuția de lucrări. Un lucru bun, pentru că deja concesionarul a trecut la execuția acestor lucrări. Noi, într-o mică măsură, am sprijinit financiar această investiție, dar e nevoie de fonduri, motiv pentru care ne-am și înscris în Programul Național de Dezvoltare Locală, Angel Salini, unde așteptăm să fim selectați pentru a fi finanțați pentru realizarea acestui obiectiv. La finalul proiectului, peste 970 de gospodării vor fi racordate la rețeaua de gaz.